Totdeauna au bastoane cei cu cranță de recuperat și au galoși din piele care dau pst, pst, așa cum face biciul. Simți, simți cum îmi bate inima, o aud ca pe un vapor cu aburi. Luf, Doamne! Înaintea săptămânii patimilor lui Isus, o nouă premieră pe țară, piesa dramaturgului suedez August Strindberg, de Paști, Săptămâna patimilor, se va juca pe scena Teatrului de Stat Constanța. Este o temă foarte actuală, o temă care își păstrează, mă rog, universalitatea în dramaturgie. Am rămas ca să montăm chiar în perioada Paștelui, ca să fie și mai actuală. Operele lui Strindberg în mare parte au fost traduse în limba română, cu excepția a trei piese. Prima este De Paști, a doua este Albă ca lebăda și a treia trilogia Drumul spre Damasc. Intenția noastră este ca să prezentăm toate aceste trei piese în România, poate chiar la Constanța. Ceea ce ne-am propus noi împreună cu actorii de la Constanța a fost să reușim să scoatem din textul lui Strindberg exact acele lucruri, acele momente care reprezintă valori universale, trăiri universale. Chiar dacă tehnica prin care sunt redate diferă sau poate diferi, dar spectatorul trebuie să simtă mesajul. Aici este și esența psihodesignului. În piesă, autorul încearcă să dea o speranță pentru viitor și îndeamnă la iertare, pace și înțelegere, fapte prin care omul se purifică, iar societatea poate deveni mai bună. Personajul meu este un personaj sănătos, normal și am întâmpinat mai puține piedici. Asta nu înseamnă că nu am muncit, că nu am descoperit. Este un om foarte echilibrat, este omul care aduce liniște, care aduce iubire, aduce pace, aduce lumină. El este partenerul meu. Eu sunt echilibrul lui. Dacă n-aș fi eu, să știți că ar fi foarte grav. Glumesc! Personajul meu, Elis, este un personaj chinuit din mai multe puncte de vedere. Odată pentru faptul că trăiesc cu rușina că tatăl meu a delapidat niște bani, a doua oară pentru că logodnica mea, Cristina, m-a părăsit, a revenit după un an, sora mea este internată la o școală de corecție pentru faptul că are niște probleme psihice. Sunt o mamă care suferă, nu suferindă, sunt o mamă sănătoasă, cu o fiică care îmi creează probleme, cu un fiu pe care îl iubesc mai mult decât pe un fiu, o mamă posesivă cu fiul meu și o mamă care trăiește sentimente contradictorii, dar în același timp foarte puternice în relația cu cei doi copii. Pe lângă actorii Teatrului de Stat, din producție face parte și Dorel Vișan, cu o apariție video inedită. Am venit în capitală ca să-mi caut norocul. Eram tânăr, singur și nu cunoșteam pe nimeni. Avanpremiera va avea loc în această seară. Piesa se va juca și sâmbătă și duminică de la ora 19. Cum vă este greu să spuneți mulțumesc, plec eu. Să-i spuneți povestea asta mamei dumneavoastră să se liniștească. Mergeți!